Fraților, aproape de fiecare dată când se vorbește despre gastronomia autohtonă, participanții la dezbatere se întreabă ce e cu adevărat românesc. Antropologii și istoricii culinari ne explică faptul că un anume fel de mâncare, fie că e ciorbă, tocană sau cozonac, devine în timp preparat tradițional, chiar dacă el nu e inventat în acel spațiu geografic. Mai concis, nu e musai ca mama lui Burebista să fi prăjit sau fiert papanaș, ca ei să fie și românești. Un exemplu elocvent este însăși marea gastronomie franceză, care este considerată cea mai importantă școală culinară europeană. Veacuri la rând, până după 1600 Gastronomia de pe actualul Teritoriu francez a fost influențată De obișnuințele culinare italienești Să nu uităm că în Imperiul Roman A apărut și prima carte de bucate Din Europa, de Re Întocmită de Apicius În secolul I al erei noastre Pe timpul împăratului Tiberius Abia în secolul al XVI-lea La curtea regilor Franței Încep să apară și să fie remarcați Și încurajați mari bucătari Și cofetari. Regii erau nevoiți să întrețină atmosfera la palat și să creeze mode în vestimentație, muzică, sport și bucătărie, pentru ca nobilii să nu își dorească să se întoarcă la conacele lor din provincie, unde s-ar fi plictisit și i-ar fi uneltit. Pâine și circ, cum se spune. Astfel, meseria de bucătar și cofetar a devenit importantă, iar cei care se îndeledniceau cu treburile astea au urcat pe scara socială și au fost din ce în ce mai apreciați. Ulterior, ei au scos cărți, au înființat școli și s-au întrecut în inovații gastronomice. Dar chiar și marea bucătărie franceză e multi-influențată. Să vorbim despre unul dintre cele mai reprezentative produse de patiserie pariziene, croissantul. Ei bine, istoria ne arată că de fapt el este vienez și a fost integrat gastronomiei din hexagon datorită mariajelor regale de pe timpuri. Pentru consolidarea tronului, regii se căsătoreau cu prințese din țările vecine și astfel se creau alianțe stabile. Viitoarele regine veneau la Paris cu câte un întreg alai de slujitori, printre care bucătari, patiseri și cofetari, care aduceau cele mai bune rețete din locurile lor de baștină. Așa s-a întâmplat și cu croasantul. Un alt argument în sprijinul teoriei de mai sus și care contrazice opiniile puriste este dat de bagheta franțuzească. Nimeni nu contestă că acea pâine nu e franțuzească, dar dospirea aluatului a fost descoperită de egipteni. Și aici trebuie să subliniez, nu pâinea în general e franțuzească, ci acel tip de pâine, care e diferit de alte pâini asemănătoare. Prin urmare, o gogoașă sau un cozonac poate fi românească, românesc, pentru că se deosebește mai mult sau mai puțin de o gogoașă berlineză sau de un cozonac polonez. Mai mult, în sprijinul acestei idei putem invoca istoria noastră culinară, care este mult mai consistentă și mai surprinzătoare decât credem mulți dintre noi. Avem, de exemplu, manuscrise ale unor cărți de bucate din 1550 și 1600, conform datărilor experților români și maghiari. Dar ajungem și acolo. Nu o să mai lungesc acest intro care ține de antropologie și care e pur teoretic, pentru că există cărți și articole care dezbat această temă. Așa că o să intru direct în pâine, sau mai bine spus, în aluatul de cozonaci sau de savarine. Unul dintre cele mai interesante proiecte de recuperare și valorificare a patrimoniului gastronomic material și imaterial românesc a fost lansat de curând de Dr. Oetker și se numește dulceromânie.ro. Este, probabil, cel mai complex și ambițios demers în acest sens, vorbim, bineînțeles, despre o istorie multimedia și pluridisciplinară a deserturilor din România, din cele mai vechi timpuri și până în prezent. În prezent, pe dulceromanie.ro sunt zeci de articole ample despre istoriile și poveștile dulci din diferite epoci, despre cofetari ori deserturi celebre și peste 50 de rețete vechi de dulciuri refăcute, modernizate și adaptate pentru zilele noastre. Proiectul este realizat în colaborare cu doi dintre cei mai buni specialiști în domeniu, jurnalistul și istoricul culinar Cosmin Dragomir și pastry șeful și antropologul Adriana Sohodoleanu. Proiectul beneficiază de ilustrații personalizate și de fotografii de epocă din arhivele marilor muzee. Tot pe dulce dulceromnie.ro aflați și cum puteți câștiga 20.000 de euro sau multe alte premii. Din cele mai vechi timpuri și până la începutul epocii moderne. Despre antichitatea de pe actualul teritoriu al României se știu destul de puține, în pofida multor situri arheologice descoperite. Informațiile scrise sunt infime și vin de la străini, în special greci. Alimentația dacilor nu era foarte variată, dar nevoia de dulce era îndestulată din poame, adică din tot felul de fructe și din miere de albine. În ceea ce privește mierea, se știe că eram unii dintre cei mai mari exportatori de aur lichid, cules din sălbăticie. Este extrem de probabil ca multe din terciurile din spărtură de cereale, în special mei, să fi fost îndulcite cu miere. Perioada de după și până pe la 1500 este și mai săracă în informații, dar oricum nu putem vorbi de revoluții gastronomice. Abia după secolul al XVI-lea încep să apară texte scrise ceva mai lămuritoare, însă, începând cu acest veac, gastronomia mai este influențată de un factor extrem de important, dezvoltarea comerțului pe Dunăre și Marea Neagră. Încet, încet, teritoriul românesc devine un nod pentru diferite rute negustorești, iar de la Sulina, pe Dunăre, până departe în sus, circulau multe nave venețiene și genoveze, specializate în comerțul cu mirodenii și nu numai. De la Galat sau Brăila, porturi importante, carele trase de boi sau cai urcau până în vămuri importante, precum Brașovul și Sibiul, și de acolo Marfa ajungea și mai în nord. Cele mai multe dintre mărfuri aveau termene de garanție enorme precum cuișoarele, nucșoara sau scorțișoara, dar comercianții făceau de ver bun și cu alte produse mult mai perisabile, la mare căutare printre boierii cu stare de la București. Ei bine, așa încep să-și facă loc în bucatele gătite în cuhniile regale, voievodale, domnești, boierești sau nobiliare, tot felul de miroase, adică mirodenii exotice. Ele erau și un marker identitar de clasă socială, de bunăstare. Cu cât puneai mai multă scorțișoară sau nucșoară, cu atât arătai că ai bani, că-ți permiți, că-ți dă mâna să-ți servești oaspeții cu ce ai mai bun și mai scump. Perioada coincide și cu începuturile artei culinare scrise de pe actualul teritoriu românesc. Cea mai veche colecție de rețete datează din 1550-1600 și e vorba de un manuscris. Cartea de bucate a bucătarului principelui Transilvaniei, care conține câteva sute de rețete și are capitole dedicate deserturilor vremii. Manuscrisul nu a fost tradus integral până în prezent. E scris în maghiara medievală. Bucătarul autor, al cărui nume nu îl știm, scrie în această carte la persoana întâi, noi ungurii, noi ardelenii și era un fin cunoscător al gastronomiilor vecine, pentru că explică, la multe rețete, diferențele față de modul de gătire a unui preparat în alte părți. De exemplu, și îl fac altfel. Urmează, cronologic, o altă colecție de rețete, găsită în colecția de cărți de la Iernut a principesei Ana Bornemiza, 1630-1688, soția principelui Mihail Apafi I. Totuși, acest manuscris este o traducere parțială din cartea de bucate a lui Marx Rumpolt Ein Neuf Küchbuch, publicată prima dată în 1581. Această traducere a manuscrisului este extrem de importantă pentru a cunoaște mâncărurile de la mesele nobiliare din Transilvania acelor vremuri, dar nu credem că a influențat foarte mult stilul regional de gătit. Însă, cea mai importantă carte culinară a acelor secole este carticica meseriei de bucătar sau Cartea de Bucate de la Cluj, de la finalul secolului XVII. Sofia Tofeus, o soție de episcop reformată din Târgu Mureș, e prima femeie autoare de carte de pe actualul teritoriu românesc, deși istoria noastră literară nu o prea cunoaște. Cărticica meseriei de bucătar sau Cartea de Bucate de la Cluj a fost, timp de multe secole, atribuită lui Micloș Kiss adică tipografului. Despre carte se menționează că ar fi fost tipărită prima dată în 1692, la Târgu Mureș, deși e mult mai plauzibil ca ea să fi existat în 1692 doar în manuscris. Avem însă exemplar tipărit în 1695. După această ediție s-a făcut și prima traducere în limba română a primei cărți tipărite de bucate de pe actualul teritoriu românesc. Traducerea apărută la editura GastroArt în 2018. Manuscrise mai vechi există, dar aceasta e prima carte de bucate tipărită. Atât efortul traducerii, cât și amplul studiu introductiv în care se dovedește că Sofia Tofeus este autoarea, sunt meritele incontestabile ale istoricului clujean Iosef Lucaci. Nenumăratele ediții ale acestei cărți, succesul ei timp de secole, ne indică faptul că această carte a influențat extrem de mult gastronomia din Ardeal. Dulciurile reprezintă un capitol aparte în gastronomia transilvaneană din secolele al XVI-lea și al 17 lea Înainte de toate, ar trebui identificate sursele dulciurilor din epocă. Mierea de albine era alimentul dulce cel mai la îndemână. Pentru intervalul de timp studiat, izvoarele istorice arată faptul că în Transilvania mierea era disponibilă în cantități îndeajuns de mari încât să fie relativ ieftină și frecvent consumată. Registrele de simă din Cluj arată că mierea și produsele conținând miere, ca miedul și turta dulce, au reprezentat o importantă marfă de export. S-au păstrat informații despre transportul unor cantități mari de produse cu miere. Drept exemplu, amintim două transporturi de miere de la Cluj spre Polonia din decembrie 1613, unul de 3542 de litri, celălalt de 3248 de litri de miere. În izvoarele istorice se foloseau ca unități de măsură vadra și butoiul, respectiv transportul din mai 1632, când 7848 de litri de miere au fost duși spre Ungaria, urmat după 7 luni, în decembrie 1632, de un alt transport de 3052 de litri de miere spre Oradea. Aceste cantități de miere exportate sugerează cât de mare a fost capacitatea de producție a apicultorilor din zonă. Nu doar mierea în sine era consumată, ci și miedul și turta cu miere. La Cluj, ambele erau produse de export. Există relatări despre transporturi de sute de litri de mied și căruțe pline de turtă dulce, turte cu miere, duse prin Oradea și Carei spre Ungaria, respectiv spre Polonia. Rețeta turtei dulci apare în cartea de bucate a doctorului Vecher, în anexa cărții de bucate a bucătarului principelui Transilvaniei, scrisă la sfârșitul secolului al XVI-lea. Turta dulce, pomenită sub sintagmele pogacea cu miere sau pogacea de turda, era un produs care satisfăcea pofta de dulce a oamenilor. Ea putea să fie și exportată, fiind un produs alimentar care nu se altera o perioadă relativ lungă. Turtele dulci erau făcute de femei angajate în așa numitele case de copt, unde erau preparate și produsele de bucătărie, pâine sau covrigi. A devenit cu timpul cadoul tradițional oferit celor dragi de cei care se întorceau din târguri. Uneori aveau imprimate blazonul principelui, altele înfățișau animale, căluți sau cocoși, fetițele primeau turte în formă de păpuși, Băieții, în formă de husari călare. Turtele în formă de inimă, frumos ornamentate, ocazional și cu bucăți de oglindă, au fost considerate adevărate semne ale dragostei, oferite aleselor de către bărbați. Zahărul, amintit în epocă cu sintagma miere de trestie, a fost o altă sursă de dulce. În Transilvania, zahărul de trestie era o marfă de import, fiind adus mai ales prin intermediul comerțului cu Viena și Cracovia din zona mediteraneană, în special din Veneția. Cercetarea făcută pe documentele Clujene asupra perioadei 1599-1636 a evidențiat faptul că nu existau importuri mari. Datele de vămuire arătând cantități cuprinse între echivalentul a 1,2 și 116 kg de zahăr pe transport. Pentru a evalua cât de scump era zahărul, am comparat valoarea diferitelor transporturi de zahăr cu veniturile pe care le avea un muncitor plătit cu ziua în acea perioadă a rezultat că, pentru aproximativ jumătate de kilogram de zahăr, un zilier trebuia să muncească între 3 și 8 zile, în funcție de perioada cercetată. Dacă renunța la zahăr, putea să cumpere între 8 și 12 kg de carne de vită. E evident astfel că la cumpăna secolelor, al 16 lea și al 17 lea nu oricine consuma zahăr la Cluj. Urmărind rețetele cărților de bucate, care au fost scrise în Transilvania în cursul secolului 16-17, vom găsi deserturi preparate din aluat de făină de grâu. După ce industria morăritului a evoluat, și asta abia în secolul al XIX-lea, s-a reușit obținerea unor făinuri de calitate superioară, din care s-au putut face aluaturi mai fine, din care la rândul lor se puteau coace prăjituri și cozonaci gustoși. Nu întâmplător, făina, deosebit de fin măcinată, era amintită prin sintagma flamă de făină. Prăjitura servită ca desert a evoluat din aluatul simplu de pâine. La făina măcinată fin se adăugau apoi grăsimi de origine animală, untură sau unt, ouă și lapte. Prin frământarea acestora rezulta un aluat care dospea sub acțiunea drojdiei sau plămădelii și care căpăta noi arome prin adăugarea bucăților de fructe. Aluatul putea fi îndulcit cu miere sau mied, ori îmbibat în suc de fructe sau un must dulce. Aluatul de făină putea fi preparat atât prin prăjire în ulei, unt sau întură, cât și prin coacere în cuptor. Primul procedeu avea ca rezultat plăcintele și gogoșile, iar cel de-al doilea felurite prăjituri cu diverse aluaturi. Cartea de bucate a bucătarului principelui Transilvaniei dedică un capitol întreg gogoșilor. Amintim aici rețeta unui preparat tradițional, așa numitele gogoși în pinse, care apare atât în Cartea de Bucate a Bucătarului Principiului Transilvaniei, scrisă la finele secolului al XVI-lea, cât și în Cărticica Meseriei de Bucătar, tipărită la Cluj în 1695. În varianta mai veche a rețetei, aluatul era fiert prima dată, într-o tipsie se turna lapte dulce și se punea o bucată de unt. Un bucătar ținea tipsia deasupra focului, în timp ce altul punea făină fin cernută, puțin câte puțin, în laptele aflat în fierbere, amestecând tot timpul. Aluatul era amestecat până la îngroșare. Atunci era luat de pe foc și lăsat să se răcească. Când era răcit, se amesteca cu câteva ouă, așa că devenea din nou moale. Acest aluat era pus în ceea ce se numea în rețetar lemnul de împins și pe care ar trebui să ni-l închipuim ca pe un aparat de făcut cărnați, având în capăt un orificiu de cupru în formă de stea cu 12 colțuri. Din acest aparat, aluatul era împins în bucăți alungite, puțin câte puțin, în untul încins aflat într-o tigaie. La servire, bucățile prăjite erau presărate cu zahăr. În carticica meseriei de bucătar, gogoașa împinsă apare cu alte modificări aluatul, compus din făină albă, gălbenușuri, unt și sare, era frământat cu mâna. Apoi era pus în aparatul de împins, despre care se spune că era asemănător cu o pușcă de apă, numai că avea o gaură mare în capăt, cu un orificiu în formă de stea, prin care era împins aluatul cu un lemn pentru împingere. Cu acest aparat, aluatul era deplasat și prăjit în untul încins, aflat într-o tipsie. La servire, era presărat cu zahăr de trestie. În secolul al XVII-lea apar rețetele unor preparate dulci mai sofisticate. Drept exemplu, amintim așa numitul biscoctum, în care se poate recunoaște forma arhaică a pișcoturilor și a biscuiților scrie istoricul Iosef Lucaci în studiul introductiv al traducerii cărții de bucate de la Cluj. Tot din acea perioadă, dar de data asta trecem munții și ajungem în țara românească, avem și primele mărturii scrise despre mâncărurile de la mesele domnești, mai precis cele din epoca brâncovenească. Din timpul lui Brâncoveanu s-a păstrat o culegere de rețete aflată în arhivele Academiei Române, atribuită postelnicului Cantacuzino, cel care era direct răspunzător cu cele de alegurii de la mesele domnești. Manuscrisul, care conține 293 de rețete, a fost publicat o singură dată, în 1996, la editura actualului ICR, într-un tiraj infim, într-o ediție coordonată de Ioana Constantinescu, cu un studiu introductiv al istoricului Matei Cazacu. Culegerea de rețete poartă titlul Carte într care să scriu mâncările de pește, iraci, stridii, melci, legumii, erburi și alte mâncăruri de sec și de dulce dupre orânduiala lor. Este cel mai vechi document de acest tip cunoscut din țara românească. Broncoveanu a fost un domn erudit cu înclinații occidentale. În acest context era normal ca la curtea sa apucăturile să fie în pas cu cele apusene. Nu a fost însă primul. Spre exemplu, conform genovezului Franco Sivori, consilierul lui Petru Cercel, 1583-1585, principele obișnuia să mănânce întotdeauna feluri gătite, italienești, și ținea în acest scop servitori italieni și francezi foarte iscuțiți. Despre brâncoveanu, un alt străin care a servit la curte, italianul Anton Maria del Chiaro, scrie cum că mâncărurile sunt foarte multe și bine gătite după moda nemțească, franțozească sau italienească. Cum postelnicul Cantacuzino, cu stodele manuscrisului, studiase la Parma, există destule suspiciuni că o parte consistentă din rețete a fost influențată de specialitățile din peninsulă. Mimetismul gastronomic nu e o noutate e dată de aspirația de a fi la fel cu cei mai puternici și reducerea decalajului de civilizație. Și nu e nici apanajul românilor ca neam. Toate gastronomiile sunt multi-influențate sau au un specific măcar subcontinental. Un alt detaliu care merită menționat despre curtea brâncovenească este folosirea furculiței. E drept că doar la mesele foarte importante. Existența furculițelor plasează curtea lui Brâncoveanu pe un picior de superioritate față de contemporanul său, Ludovic al XIV-lea, care refuza să se servească de acest instrument și prefera degetele pentru tocănița de pasăre, în timp ce alții utilizau doar lingura și cuțitul, scrie istoricul Matei Cazacu, citându-l pe Fernand Brodel în studiu introductiv. Totuși, prima menționare a unei furculițe în țara romnească și Moldova apare la Paul de Alep, în vizita de la curtea lui Vasile Lupu în Moldova, 8 februarie 1655 sau 1656. Când așdjiul sau megaskelarius, adică primul bucătar însoțit de ajutoarele sale, aducea un fel de bucate, îl înfățișa domnului și îi scotea capacul. Dacă felul plăcea domnului, îl așeza în fața lui în tăcere, apoi lua o furculiță și amesteca conținutul pe un taler, mânca din el. În ceea ce privește deserturile din acest manuscris, remarcăm un întreg capitol dedicat zalatinelor, un fel de geleuri din fructe și concentrat de fructe. O altă curiozitate dulce ce ține de brâncoveanu se referă la înghețată. Pare se că domnitorului îi plăcea mult acest desert. E adevărat că ceea ce acum 300 de ani era numit înghețată diferă mult de ceea ce știm noi astăzi. Se pare că înghețata are o istorie de peste 2000 de ani, iar primele deserturi din orez aromatizat, ținute în zăpadă sau pur și simplu zăpadă amestecată cu siropuri de fructe ori plante aromatice, au apărut cu 500 de ani înaintea erei noastre, prin China și pe teritoriul fostului Imperiu Persan. Celebrul explorator Marco Polo este cel care ar fi adus această tehnică și în Europa, pe la 1300, în condițiile în care gheața și zăpada erau folosite și înainte, dar doar pentru conservare, nu și pentru consum. Cum vara e sezonul perfect pentru înghețată, strămoșii noștri au construit ghețăriile, adică gropi adânci cu temperaturi scăzute și constante, unde au adus blocuri de gheață și pe care le foloseau pentru a păstra alimentele, vinurile și chiar înghețata. Primele mențiuni culinare despre folosirea ghețarului apar la curtea lui Brâncoveanu, care avea și un slujitor care se îngrija ca întotdeauna în legniță sau ghețărie să fie sorbeturi, apă, fructe și vin, creme înghețate și siropuri groase pentru o spețele domnești. Pe atunci înghețata era brută, aspră și probabil dădea chinuitoare dureri de dinți. Înghețata cremoasă, mai apropiată de ceea ce știm noi astăzi, este suma a nenumărate experimente și rezultatul progreselor tehnologice. Cele mai apropiate rețete de înghețată de cele de la curtea lui Brâncoveanu apar scrise abia după un secol și jumătate, în ceea ce numim prima carte culinară tipărită pe teritoriul fostei țări românești. Este vorba de Cartea de Bucate de Maria Maurer, apărută în 1849 la București în chirilică. Trebuie să menționăm că tot secolul fanariote după domnia brâncovenească a fost influențat de obiceiurile culinare otomane, dar și fanariote, adică grecești. Este vremea cafelelor, prima cafenea din București apare în 1667, a dulcețurilor și a paharului cu apă asociat acestora. Mulți călători străini se plâng și sunt contrariați de faptul că noi foloseam o singură linguriță pentru dulceață sau șerbet și un singur pahar cu apă indiferent cât de mulți invitați erau la masă. Încet, încet, începem să consumăm și bragă, salep și limonade, să ne îndulcim la cataifuri, sarailii și baclavale. Și mai trec o sută și ceva de ani până la un alt moment important din istoria noastră, un moment care a influențat la rândul său și istoria gastronomică. Vorbim de tratatul de pace de la Adrianopol. 1829 și de regulamentele organice, adică primii pași consistenți pentru intrarea în modernitate. Șalvarii și șlicul vor fi înlocuiți cu jobenul și costumele după moda franțuzească, mobilierul și manierele așișderea și chiar bucatele preparate se vor face acum după rețete pariziene, vieneze sau berlineze. În Moldova, prima carte de bucate tipărită apare la Iași în 1841, denumită 200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești și este semnată de doi dintre cei mai importanți intelectuali ai vremii, Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții. Prima ediție este semnată doar cu inițialele lor, pentru că nu se cădea ca doi intelectuali să se ocupe de treburi femeiești sau prea Până la urmă, cei doi au hotărât că o astfel de asumare face parte din procesul de schimbare de mentalitate a conaționalilor și, într-un text publicat ulterior, Mihail Cogălniceanu anunță că ei sunt cei doi autori. Atâta vă voi mai zice că acum de curând am mai publicat împreună cu domnul Costache Negruții, un alt prometeu mancheie ca și mine, o carte care răsturnând toate puterile așezate, călcând în picioare toate pravilele primite de adunare și de obiceiul pământului, are să facă o revoluție strașnică în toată Moldova, într-o chipul de a face frigănele și găluști, Vreau să vorbesc de o colecție de 200 de rețete de feluri de bucate care are să ne facă cea mai mare reputație între bucătărițe și viitorimea recunoscătoare ne va da negreșit frumosul nume de Introducătorii Artei Culinare în Moldova. Suntem mulțumiți și cu atâta! Trebuie să menționăm că volumul cuprinde 200 de rețete și sfaturi gospodărești, dar majoritatea sunt adaptări pentru gustul moldovenesc ale unor rețete pariziene, vieneze sau berlineze, capitale în care cei doi cărturari români au locuit de-a lungul vremii. În cazul lui Cogălnicianu, pasiunea pentru bucătărie se vede și din corespondența cu surorile lui, în care găsim frecvent diferite rețete de familie pe care viitorul lider al Revoluției Pașoptiste le cerea rudelor din țară de altă parte, putem observa faptul că Cogălnicianu, deloc modest, conștientiza rolul său important în pioneratul culinar occidental. Cartea va face o revoluție strașnică în toată Moldova într-o chipul de a face frigănele și găluști. Cea mai mare reputație între bucătărițe și viitorimea recunoscătoare ne va da negreșit frumosul nume de introducătorii artei culinare în Moldova. Timp de aproape 200 de ani de la apariție, cartea a beneficiat de numeroase ediții. Dar haideți să vedem și cum arătau câteva dintre rețetele de deserturi din carte și ce dulciuri se preparau acum aproape două secole în Moldova. Până la exemplificare, trebuie menționat că aceste deserturi începeau să fie făcute în casele înstărite, mai ales în mediul urban sau la conacele boierești din provincie nu și în gospodăriile țăranilor care nu aveau acces la cărți și care oricum nu știau să citească. Cum arătau o rețetă de pe atunci? Păi, de exemplu, budincă împărătească. Să înmoi miezul de la două franzele în lapte și îl taie bucățele. Apoi pisezi 40 dramuri migdale cu franzela la un loc, pui două ouă întregi și șase gălbenușuri, 30 de dramuri de zahăr, puțină vanilie, 50 dramuri lapte și le amesteci bine, apoi faci spumă de la două ouă și le amesteci înăuntru, ungi calupul cu unt și presari cu posmag și torne acele înăuntru. Apoi pui într-o tingire apă de fierbe și pune calupul înăuntru și lasă de fierbe un ceas, apoi îl pui pe farfurii. Ca să faci șodou, pui într-o oală 15 gălbenușuri de ou și 100 dramuri de vin și vanilie. Zahăr cât să fie dulce, apoi îl pui pe jeratic, îl amesteci cu bățul de ciocolată până se îngroașă și începe a se umfla și îl torni peste budincă. Găsiți această rețetă explicată, dar și multe alte rețete din secolul 17 până în secolul 20 pe Dulce Românie, .ro. La 5 ani după apariția acestei cărți, un alt intelectual de seamă al Moldovei își arată preocuparea pentru cele lumești, sintagmă pe care o folosește în cuvântul înainte al cărții. E vorba de postelnicul Manolachi Drăghici, care traduce din franceză volumul Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mai a lui Robert, întâiul bucătar al curției Franției, potrivit pentru toate stările. La București, prima carte de bucate tipărită apare abia în 1849, sub semnătura Mariei Maurer. Timp despre Maria Maurer că era săsoaică, educată în școlile de menagiu și în instituțiile pedagogice ale Imperiului Austro-Ungar și că venise să profeseze în Bucureștiul pe jumătate bonjurit, pe jumătate încă tributar mentalităților din era caftanelor, scrie Simona Lazar în studiu introductiv al ediției din 2019 de la editura Gastroart. În Banat apare în 1857 rețetarul lui Petru Lupulov. Peste două decenii și jumătate de la Maria Maurer mai apare la București o carte de bucate, prima care folosește sintagma de bucătărie română. Suntem în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și termenii român sau românesc erau promovați din ce în ce mai frecvent. Bucătăria română, carte coprinzătoare de mai multe rețete de bucate și bufet, Carte care coprinde 224 rețete de bucate, bufet, etc. de Crist Ionin, apărut în 1865. Cronologic îi urmează Buna Menageră, editura Otobilig, Galați, semnată Ecaterina Colonel Steriadi, subintitulată Carte de bucate practică, conținând bucătăria română, franceză și germană, tot felul de prăjituri, dulcețuri înghețate, precum și bucătăria vegetariană, prima ediție, 1871. Apoi prima carte de bucate în limba română din Ardeal, bucătarea sa națională J.C. Hintescu, carte de rețete din Ardeal, 1874. Încheiem secolul al XIX-lea cu cele două volume părți din Poftă Bună, de Zoti Hodoși, apărute la tipografia diecezană Caransebeș în 1899 și 1900 și marcăm astfel și prima carte de rețete scrisă de o femeie în banat. Apariția editorială regională este precedată doar de rețetarul Petru Lupulov din 1857. A apărut în biblioteca noastră Poftă Bună, carte de bucate de Zoti Hodoș. Atragem atențiunea cetitorilor asupra acestei cărți, care conține sub 420 de numere, peste 600 de rețete și anume cele mai bune rețete din bucătăria practică și modernă. Această carte se poate întrebuința în orice gospodărie românească. Cartea cuprinde atât rețetele bucatelor celor mai simple, cât și rețete de bucate mai complicate, adică supe, ciorbe, arsiete, pastete, rasoluri, aspicuri, gelantine, fripturi naționale și franțuzești, torte, parfeuri înghețate, ceaiuri, licheruri, etc. Se află de vânzare la doamna Zoti Hodoș caransebeș. Cartea se remarcă și prin faptul că multe dintre cantități sunt prezentate în prețul de la piață, dar și că în edițiile următoare la unele rețete sunt indicate sursele, numele celor de la care au fost culese rețetele. Încheiem această trecere în revista cărților de bucate și dulciuri din acea perioadă cu încă un volum apărut în 1902. Îl menționăm și pentru că este prima carte de bucate din Oltenia. Buna menajeră” sau carte de bucate? Cea mai practică și mai bogată din toate cărțile de bucate scrise până azi în limba română. Lucrare perfecționată și mărită de Ecaterina Comșa. Craiova, 1902. Tot pe copertă se menționează că autoarea este absolventa Institutului Damenstift din Viena. Dacă Ecaterina Steria din începuse modernizarea în urmă cu 30 de ani, Ecaterina Comșa duce rețetele la alt nivel. Preparatele sunt și mai bine explicate, mult mai variate și dacă ne uităm pe sumar, o să recunoaștem multe dintre rețetele devenite tradiționale și gătite frecvent de părinții noștri dulciurile de dinainte și de după primele cofetării. Conceptul de cofetărie s-a impus la noi cu adevărat abia după jumătatea secolului al XIX-lea, dar asta nu înseamnă că înainte nu se comercializau dulciuri. Tot românul și în speță bucureșteanul a avut sensibile papilele gustative dedicate special zaharicalelor de tot felul. De altfel, banalul de astăzi substantiv cofetărie avea cândva o semnificație cu substraturi în limba română veche. Aceasta se trăgea din cuvântul cofeturi, care înseamnă în vorbirea curentă din secolele trecute bomboane, zaharicale, pe când cofeturi are originea în termenul italian confeto. În prima parte a secolului al XVIII-lea, mai precis pe la 1727, în tariful vamal impus de Austrieci pentru Oltenia, în care erau înglobate mărfurile importate inclusiv în București, se regăseau printre multe altele și cofeturi venețiene, turcești și nemțești. Într-un alt document redactat pe 1 iunie 1772, se arată că negustorul Constantin Hagi din Sibiu a cumpărat 20 de cutii de cofeturi și 10 cutii de condite conditele se presupune că erau tot produse de cofetărie, cel mai probabil fructe glasate. Prețurile practicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum și tarifele vamale, erau în general pentru toate buzunarele negustorilor care se încumătau să practice un astfel de comerț. Spre exemplu, pe la 1776, cofeturile de Tsaringrad se vindeau cu 60 de bani o caua. Într-un document de pe la 1792 se arată că negustorii plăteau ca vamă 6 bani pentru o caua de cofeturi importate și 7 bani pentru o caua de condite. Existau firește și negustori, așa zis, privilegiați. Spre exemplu, cei care erau supuși străini, sudiți ai Rosiei și ai Nemției. Aceștia plăteau patru bani pentru o caua de zaharicale, în acestea intrând și conditele, care erau taxate mai scump pentru ceilalți negustori. Un amănunt foarte interesant este acela că, în cazul în care zaharicalele conțineau scorțișoară, se plăteau un tarif vamal de 24 de bani o caua. În cărțile vechi de bucate, prăjitură înseamnă prăjeală, nici de cum desert. Iată ce ne spune Constantin Giurescu despre varietatea mărfurilor importate și prețurile practicate la acea vreme. Se aduceau, tot pentru produse de cofetărie, coși de lămâi, de portocale și de naramze, un soi de portocale mai mici, verzui, plătindu-se vamă 15 bani pentru cântar, apoi dulceți variate, 4 bani pe borcan, chitre pentru dulceață, 120 de bani de povară, ghiul suiu sau apă de trandafiri, 360 de bani de povară, precum și diferite varietăți de zahăr. De Veneția, mai scump, 4 bani, vamă de oca, de Misir sau de Egipt, mai ieftin, numai 3 bani, precum și zahăr nelucrat, adică nerafinat, care consta 26 de bani de cântar, în timp ce acela căpățâni și măruntul praf, Făcea 60 de bani de cântar. Ca o completare, istoricul precizează într-o notă în care nu ne arată totuși sursele etimologice faptul că termenul dulceață a fost preluat de unguri de la noi. El nu are de altfel echivalent în alte limbi, nefiind identic cu franciuzescul confitur. Tot caracteristic românesc e și termenul prăjitură. Că fi așa, că altminteri, cunoscând cât de relative sunt uneori astfel de aprecieri, mai ales că termenul confitur se traduce în românește gem, jeleu, dulceață, Trebuie să recunoaștem că, așa cum precizam la începutul acestui clip, înaintașii noștri nu se dădeau în lături de la a consuma tot felul de zaharicale, acestea făcând probabil deliciul consumatorilor, ne-ar plăcea să spunem, de la vlădică până la o pincă. Asta fiindcă tot românul și-ar fi permis, măcar de sărbători, să-și îndulcească amarul de peste an. Zaharicalele de la Târgul Moșilor, oborul de azi. vată de zahăr sau vată pe băț, înghețată, turtă dulce, plăcinte, floricele glazurate, fructe de sezon, bragă și sucul de un leu, iată ce reține memoria colectivă din istoria relativ recentă a târgului moșilor, care se ținea acum aproximativ o jumătate de secol, când mulți dintre cei care se apropie astăzi de 60 de ani erau copii. O lume pestriță, gălăgioasă, pusă pe distracție, dornică de senzații diverse, de la datul întirii bombă până la satisfacerea papilelor gustative cu tot felul de produse, de la grătarele sfârâitoare cu mici și fleci, până la dulciurile după care se nebuneau toți copiii. Trecând peste istoria aceasta recentă cu plusurile și minusurile ei, cu lipsa ei de autenticitate, deși nu lipsită de farmec, dictată de vremuri, să ne întoarcem totuși mai mult în timp și să vedem de unde vine această tradiție a târgului moșilor, de care a fost atrasă multă omenire cu generații și generații în urmă. Cu privire la începutul acestui târg s-au păstrat câteva tradiții orale. Se spune că în timpul lui Mircea cel Bătrân, după lupta de la Nicopole, unde aliații ne au fost învinși, țara românească a fost atacată de turci. Lupta a avut loc în 1397, undeva pe Ialomița, și voievodul român a ieșit învingător. După luptă, spune tradiția, voievodul a făcut o slujbă de pomenire a ostașilor căzuți în luptele cu turcii în marginea Bucureștilor, hotărând ca în fiecare an să se facă această pomenire. O altă tradiție pune înființarea acestui târg pe seama lui Matei Basarab, în urma luptei de la 25 octombrie 1632, lângă obor. Voievodul abia se înscăunase ca domn când a fost atacat de către Radu Iliaș, fiul lui Alexandru Vodă Iliaș, să i ia domnia. Pentru pomenirea celor care au murit, apărând domnia lui Matei Basarab, voievodul a făcut în toți anii slujbe și pomeniri pe locul bătăliei din apropierea târgului de afară. Sigur că istoria târgului moșilor e mult mai extinsă în timp și de o complexitate care ar merita un spațiu mai amplu pentru trecerea acesteia în revistă. Totuși, rămânând la cele de alegurii care se vindeau la obor în zilele târgului, cu referire îndeoseb la partea dulce a poveștii, să apelăm tot la memoria lui George Potra. De ale mâncării, în cuprinsul bălciului, erau vestitele gogoși, turta dulce și gurițe, brânzoaice, diferite împletituri de simigerie, floricelele, vata de zahăr înfășurată pe bețișoare de brad, mizilicul, semințe de dovleac și floarea soarelui, și acele cocoloașe de floricele mari cât o portocală, îmbibate în apă cu zahăr, de culoarea roșie sau galbenă, mai povestește cunoscutul istoric. După atâtea zaharicale și dulce gării, trebuia să fie cumva stinsă și setea, când nu venea vorba de bere sau de alte băuturi alcoolice, oamenii treceau la răcoritoarele vremii. Pentru potolirea stetei și a zădufului care era la târg, vizitatorul avea la dispoziție bragă și limonadă de la Putină, trasă cu ajutorul unei sticle lungi, găurite la fund. Limonada de la Putină era destul de ieftină, două la ban și una degeaba. La fel și aceea pe care o vindeau așa zis și turci în anumite vase orientale de alamă, purtate în spate și împodobite cu tot felul de bani de aramă și pânglicuțe. Aceasta era șampania răcoritoare, șampanica, care, din cauză că avea puțină piatră a în ea, făcea spumă când era turnată în pahar. Unele dintre cele mai populare puncte de vânzare erau gogoșăriile. Acestea aveau denumiri dintre cele mai neobișnuite, pentru a atrage clienții și a face senzație cu un produs dulce, destul de comun și de aceea foarte îndrăgit. Pornind de la binecunoscuta gogoașă înfuriată, trecem prin gogoșeria elitei, gogoșeria fetelor, gogoșeria unic vasiliu, gogoșeria la Charlestonul înfuriat sau gogoșeria franceză. Încolo, pe specialități, furnicarul de lume, acea gândăcărie de tineret venit de prin cele mai ascunse mahalale ale Bucureștiului, se înghesuiau spre gogoșerii, mici pavilioane, unde, alături de o tarabă cu fructiere mari și zahăr risipit, fierbea un cazan cu unt de lemn, în care specialistul îmbrăcat în halat alb cu bonetă de bucătar, cura cu două linguri lungi de sârmă, turnând coca albicioasă și parfumată și scățând sfereșe rumenite tarabele cu turtă dulce, jucării și obiecte casnice. O altă mărturie privitoare la viața tumultoasă a târgului moșilor avem și de la Alexandru Predescu, unde ți-arunci ochii țigănci cu floricele, semințe și ghioc, grămezi de turtă dulce, covrigi, rahat și bigi-bigi, doniți cu bragă și limonadă. Cât despre misteriosul bigi-bigi, a cărui denumire a ieșit de mult din vocabularul vulgului autohton, acesta nu era decât banalul sujuc, sau, cum ne spune jurnalistul George Costescu în volumul București Vechiului Regat, bigi-bigi, ca un fel de lumânări groase din cocă de rahat, închegată cu zahăr legat și prinsă pe sferturi de nuci înșirate pe sfoară. Cofetăriile uitate ale Bucureștilor secolului al XIX-lea În a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar în București din ce în ce mai multe cofetării. Doar unele dintre ele au rezistat până în perioada interbelică toate lucrurile au un început, nu-i așa? Și pentru că orice întreprindere prosperă sau nu trebuie să pornească de undeva, atunci e musai să vedem în ce fel au fost puse la dispoziția consumatorilor bucureșteni sau a mușteriilor, ca să fim cât de cât conectați cu limbajul vremurilor, numeroasele produse dulci numite cofeturi, zaharicale, ori bunăoară, confeturi, adică în limbaj comun, fructe glasate. Imediat după Revoluția de la 1848, mai precis chiar la îngemânarea dintre cele două jumătăți ale secolului al XIX-lea, Bucureștiul Dulce este reprezentat de localul Giovanni. Patronul era, firește, un italian, care, nota bene, era specialist în înghețată. Cofetăria Giovanni se afla în piața teatrului, vis-a-vis -vis de clădirea veche a Teatrului Național, aflat încă în construcție la acea dată, adică 1850 de pe podul Mogoșoaiei, actuala Calea Victoriei. În pasajul român, care se afla pe locul unde astăzi este blocul în care funcționează la parter un post de televiziune, și-a deschis o cofetărie un alt italian, Comorelli. E drept, localul era ceva mai modest decât al conaționalului rival între ale zaharicalelor Giovanni, dar oricât se poate spune că avea desfacere în buricul târgului. Piața teatrului fiind practic un important nod de circulație pentru trăsuri și mai ales pentru cei care se deplasau per pedes apostolorum, pentru protipendada bucureșteană, amatoare de socializare și de dialoguri indulcite cu cofeturi italienești. Ceva mai devreme, pe la 1840, tot pe podul Mogoșoaiei, însă în casa Greceanu, care se află în intersecția podului Mogoșoaia cu bulevardul Regina Elisabeta, vis-a-vis -vis de Grand Hotel du Boulevard, își avea sediul cofetăria Elefterescu patron fiind un anume Lefter, în orice caz nu celebrul personaj al lui Caragiale, Lefter Popescu. Cumva, istoria zaharicalelor bucureștene nu a reținut decât pasager aceste trei cofetării, ele nefuncționând probabil atât de mult timp încât să creeze măcar o efemeră tradiție. Printre localurile de acest gen, a căror celebritate a durat cât un foc de artificii, a fost și cofetăria Frederic, care se afla, așa cum ne spune Constantin Giurescu, în istoria bucureștilor, între bulevardul Regina Elisabeta și prefectura poliției. La Frederic erau servite specialități, precum carolinele, care erau prăjituri mari cu frișcă amestecată cu fructe glasate, precum și fistic sau stafide. Tot pe podul Mogoșoaiei, căci acolo pulsa adevărata viața a Bucureștilor, mai găsim și cofetăria Lambru Paltator, ale cărui creme înalte în formă de turn, din albuș bătut cu zahăr, pe o bază de pesmet tare, formau deliciul școlarilor. Ne mutăm acum în partea cealaltă, înspre Biserica Sfântul Gheorghe Nou fiindcă în piața Sfântul Gheorghe se afla cofetăria Gheorghe Ionescu, cu vitrine înfățișătoare și cu specialități de bomboane. Pe strada Matei Milo își avea magazinul de desfacere Alexe Popovici, care era un specialist al bomboanelor fondante. Pentru a nu trece totuși de localurile și mai mici, dar care probabil și aveau farmecul lor, trebuie să amintim și de cofetăriile Dobricianul, undeva la intersecția podul Mogoșoaiei cu strada Nuferilor, Berindei, Boroș, pe calea Griviței, colț cu Buzești, ori Morgeșanu, care era pe bulevardul Regina Elisabeta, vis a -vis de hotelul Princiar, lângă colțul cu strada Brezoianu. Nu în ultimul rând, trebuie amintite magazinele societății Mainlă, care desfac și ele, pe lângă cafea, ciocolată și ceai și unele soiuri de prăjituri mici, precum și magazinele cunoscutei firme de ciocolată, Sushard. Amintirea acestor cofetării sau magazine mici, cu coloniale sau zaharicale, s-a pierdut în negura vremurilor. Însă e suficient să ne imaginăm lumea acelor vremuri, oamenii care intrau și comandau bomboane fondante, cataifuri sau înghețată, expresia de pe chipul acestora când mâncau delicioasele produse, bucuria lor neștiută. În afară de Giovanni, în industria deserturilor din acea perioadă își fac intrarea alți doi cofetari. O să începem cu povestea lui Fialkovski și după aceea o să consacrăm mai mult spațiu celui mai important cofetar român din toate timpurile. Localul Fialkovski, aflat pe Calea Victoriei, fostul podul Mogoșoaiei, la parterul casei Teoroc din piața teatrului, a fost înființat în 1853 de polonezul românizat Fialkovski, Clădirile arătau pe atunci cu totul altfel și e important să amintim că atât vechiul Teatru Național, care era pe locul actualului Hotel Novotel, cât și Casa Tăroc, pe locul căreia a fost construit de către societatea Adriatica, blocul la parterul căruia azi funcționează o televiziune, nu mai există în prezent. O să adoptăm de acum încolo alăturarea Cafeneaua Fialcovski, denumire împământenită și rămasă ca atare în jargonul citadin, cu precizarea că atât Cafeneaua cât și Cofetăria, care aveau săli diferite, au fost frecventate asidu de artiști renumiți în epocă, scriitori, politicieni sau actori, printre aceștia numărându-se Ile Caragiale, Dui Liu Zanfirescu, Alexandru Xenopol, George Sion sau Matei Milo. Însă cel mai important nume al Cofetăriei românești rămâne Capșa. Despre Casa Capșa s-au scris volume întregi și lucrări de doctorat. Noi încercăm să vă prezentăm pe scurt câteva informații esențiale despre cea mai cunoscută familie de cofetari de la noi. Dacă ar fi să recurgem la o descriere a localului Capșa, incluzând aici și așa zisa eticheta aplicată pe blazon, care spune că epoca de glorie a cafenelei Capșa a fost deceniu 4 până în toamna lui 1939, atunci apelăm la cuvintele lui Vlaicu Bărna. În lungul pereților cafenelei Capșa se aflau canapele plușate, în fața unor mese de lemn de fag lustruit, iar pe cealaltă parte, scaune. Pe mese, scrumiere adânci, dreptunghiulare, din tablă de alamă. Totuși, sintagma epoca de glorie e destul de relativă în termeni temporali, fiindcă gloria unui local celebru se disipă în perioade mult mai lungi suntem nevoiți pentru a ajunge la ce ne interesează, să facem o întoarcere în timp și să ne lămurim, pe lângă istoria incontestabilă a cafenelei și a restaurantului, cum s-a născut și gloria dulce a cofetăriei. În 1852, frații Capșa, Anton și Vasile, fii a românului Constantin, inaugurează primul lor local cu firma La Doi Frați în vechea casă Damari, pe podul Mogoșoaiei, unde astăzi s-a clădit Hotel de France, un al treilea frate Grigore învață între timp la Paris meșteșugul pe lângă celebru Boisier, cunoscut în întreaga lume prin bomboanele și prăjiturile sale de ciocolată ne dă un prim indiciu istoricul Constantin Giurescu în monumentala sa lucrare, Istoria Bucureștilor. Datorită lui Grigore, renumele cofetăriei Capșa crește mereu, produsele acesteia fiind de o rară finețe și elegant prezentate, în condițiile în care, în general, cofetăriile vremii comercializau produse care satisfăceau mai degrabă gusturi orientale, baclavale, saraili, cataifuri, pricomigdale, pistil din pastă de gutui sau alte fructe, acadele, caramele, rahat, dulcețuri, Cozonac. Grigore Capșa a plecat la Paris în 1866, unde s-a specializat la celebra firmă în acea epocă, Boisier, iar după un an de practică a fost singurul străin care a participat la expoziția din Paris, unde a obținut două mențiuni onorabile și s-a permis să prezinte împărătesei Eugenia câteva din produsele artei lui de cofetar. După încă un an, pe 23 aprilie 1868, a fost deschisă cofetăria cu firma la doi frați, Constantin și Grigore Capșa. Potrivit mărturiilor vremii, aceasta se asemăna ca mobilier și prezentare cu cele mai rafinate firme din centrele europene. Mai mult de atât, cofetăria fraților Capșa, prin specialitățile sale nemai întâlnite până atunci la noi în țară, devine un punct de mare atracție, unde clienții se îmbulzesc să cumpere și să consume delicioasele produse de cofetărie și variate bomboane prezentate în cutii luxoase, cu ornamentații și litere aurite comandate direct de la Paris, ne mai spune George Potra. În aceste condiții, personalul sporește. Grigore capșa, angajând de la Paris cinci lucrători francezi, specializați fiecare pe ramura sa, aceștia transmitându-și meșteșugul lucrătorilor români deja existenți. După despărțirea de fratele său, Constantin, în 1874, Grigore dă o extensiune și mai mare firmei sale, căutând să modernizeze și mai mult meșteșugul cofetăriei, iar prăvălia de aici, din București, să fie la fel cu cele mai bune și mai frumoase din Paris. Progresul este atât de spectaculos încât în scurt timp lui Grigore Capșai să dă brevetul de furnizor al curții domnitorului și medalia Benemerenti, clasa 1. Ca un element deosebit, e de remarcat faptul că de existența casei Capșa e legată aducerea în primire la București de bomboniere, cartonaje, cutii, cornete, bomboane fondante, ouă de ciocolată sau caramele englezești. Iar pentru amatorii de băuturi exotice, a căror servire era obișnuită în cofetăriile vremii, nu trebuie trecut cu vederea faptul că la Capșa a fost importată zâna verde, adică absintul. Într-un meniu tipărit cu antetul Capșa, se arată că la banchetul din 2 iunie 1878, care a avut loc la Teatrul Național, oferit de amicii literaturii, în onoarea poetului Vasile Alexandri, după obținerea premiului de la Montpellier pentru poemul Cântecul Gintei Latine, la deserți s-au servit frut fraii, fur glase, bonbons. Și nota bene în fața lui Alexandri a fost pusă o uriașă liră din patiserie, ca simbol al poeziei. O particularitate a casei Capșa a fost și aceea că de la un moment dat, la mesele festive date în onoarea unor personalități de seamă din țară sau de peste hotare, să fie lansată și o nouă specialitate a casei de cofetărie sau de patiserie. Iată câteva dintre acestea. În anul 1896, când împăratul Franz Iosif a vizitat București, capșa, care nu a lipsit de la festivități cu preparatele sale, a lansat și pus în vânzare Mole François Joseph Garnier de Marvelieu, Chocolat François Joseph. În anul 1897, Capșa a lansat delicioasa bonbon bon Teodorini, în cinstea marei cântărețe române Elena Teodorini, care obținea succese răsunătoare în țară și peste hotare. În anul 1885, Alexandru Marghiloman, câștigătorul derbiului, a dat un banchet cu care ocazie Capșa a lansat bomboanele Jockey Club. Cu ocazia venirii la București a comedienei Reichenberg, Capșa a lansat bomboanele Reichenberg, cu alte ocazii a lansat prăjiturile Bibescu, Tachionescu, Princes și așa mai departe. Poate cea mai cunoscută delicatesă inventată de Grigore Capșa este Joffre. În 1920, la invitația regelui Ferdinand și a reginei Maria, sosea la București cerebrul mareșal francez Iosef Jacques César Joffre. Cu această ocazie, Grigore Capșa a creat în cinstea omului de stat o prăjitură de ciocolată care sugera forma cilindrică a caschetelor militare franceze. Mareșalul suferea de diabet. Pe atunci, altele erau tratamentul și restricțiile pentru această boală, fapt pentru care maestrul cofetar a inventat o prăjitură care putea fi consumată fără riscuri din partea oaspetului. Prăjitura făcută din unt, zahăr, ouă, făină, arome și multă cacao de cea mai bună calitate, îmbrăcată în glazură de ciocolată, a primit numele mareșalului și a ajuns pe rafturile cofetăriilor din întreaga lume, mai ales a celor din Franța, din tradiția cărora fusese inspirată. Rețeta tortului Joffre, dar și multe alte rețete cu povești interesate, le puteți găsi pe dulceromanie.ro. Iată-ne deja în secolul XIX, cel care are de departe cel mai mare impact asupra deserturilor de astăzi, fie cele pe care le facem noi acasă, noi părinții sau bunicii noștri, fie cele cumpărate din comerț. E adevărat că, după anii 2000, trendurile s-au schimbat radical, dar în rafturile cofetăriilor sau cele ale super și hipermarketurilor găsim multe din dulciurile de odinioară. Secolul trecut e marcat de două perioade care au influențat gusturile și deprinderile noastre culinare, interbelicul și perioada de după al doilea război mondial, până după anii 90. Perioada interbelică e propicea apariției cărților de bucate. Zeci de astfel de titluri cu tiraje și retipăriri de mii de exemplare umplu rafturile librăriilor și astfel ajung în bucătăriile gospodinelor. Moda franțuzească a deserturilor este în vogă, dar nobilii se desfătau și cu dulciuri vieneze, italienești, nemțești. Mare parte din deserturile moștenite via Imperiul Otoman rămân constante în gustul nostru. Anul 1928 marchează o mare premieră. Apare primul manual de cofetărie de la noi, sub semnătura lui Emil Frederic. Cine e acest cofetar, despre care nu se știu foarte multe, ne spune Simona Lazar cofetar bucureștean, mult umblat prin lume și școlit la marile case de profil din Franța, Elveția, Germania, Egipt și America, publica la cultura românească primul manual practic de cofetărie românesc, gândit anume pentru cofetari și particulari. Despre timpul când era ucenic, Emil Frederic își amintește, exista între lucrătorii de atunci un fel de sport de tăinuială, care de care se întreceau cu secretele. Unii se închideau în odaia lor când făceau câte ceva, ca să nu-i vază ceilalți, iar alții purtau greutățile balanțelor în buzunare și, după ce cântăreau, le băgau iar în buzunar, așa că ucenicilor nu le era cu putință să apuce o rețetă oarecare. Până și patronul meu, domnul Fialkovski, care era un artist în piese de patilaj și un bun decorator, tot ce lucra, lucra într-o odaie închisă. Mania asta a secretelor mergea până acolo încât elevii care intrau în casa Fialkovski, cât și în casa Capșa, erau considerați ca și copiii casei și nu mai părăseau casa. Mai apar multe alte cărți elocvente, dar în noianul de titluri remarcăm cărțile de bucate semnate de Mihail Sevastos, Constantin Bacalbașa și mai ales de Sanda Marin. Povestea de viață a Sandei Marin, cea mai cunoscută autoare de carte de bucate. Prima ediție a cărții de bucate semnate de Sanda Marina a apărut la București în 1936. Deși cenzurate și modificate, în comunism au apărut multe alte ediții, care s-au vândut în sute de mii de exemplare. În primul deceniu de la apariție, adică până la abdicarea regelui Mihai, volumul a avut 15 ediții. Mult timp a circulat un zvon, cum că, de fapt, Sanda Marina ar fi fost pseudonimul unui bărbat. Nu știm de unde și până unde a ajuns viral acest mit urban, dar, ca orice mit, E fals. Un altul spune că prima ediție a cărții ar fi conținut 10.000 de rețete. De fapt, ele au fost cam 1.300. Sanda Marin este pseudonimul Ceciliei Maria Simionescu. Zapan după căsătorie. Fica unui reputat naturalist paleontolog și geograf, academicianul Ion Simionescu. A avut parte de educația aleasă, stăpânea la perfecție engleza, franceza și germana, luase lecții de pian la Paris și fusese educată la un pension din Dresda. Pentru că nu a putut fi sigură de succesul cărții, a ales să semneze cu pseudonim. Prima ediție a fost publicată la Cartea Românească, unde șef era chiar tatăl ei și a fost prefațată de ieșeanul Păstorel Teodoreanu. Într-o emisiune televizată dedicată vieții Sandei Marin, aflăm de la Irina Patrulis, fica autoarei, detalii despre aceasta. A fost nemulțumită de ce a găsit la vremea respectivă în materie de cărți de bucate în România. Le știa pe cele franțuzești, foarte complicate foarte stufoase. Și atunci s-a gândit să facă ceva care să fie un ajutor gospodinelor, să fie cumva făcut și cu o bază științifică. Pentru că în cartea pe care a scos-o sunt capitole destinate vitaminelor, felului în care trebuie mâncate anumite lucruri pentru diabetici, prima oară când apare așa ceva, propuneri de meniuri pe durata anului, care sunt de primăvară, care sunt pentru iarnă. Efectiv, această carte a fost prima, care a fost la un nivel destul de ridicat, o carte mai mult decât o înșirare de rețete. În aceeași emisiune, Ștefan Ștefana Dăscălescu, nepoata ei, ne povestește. De la Sanda Marin am învățat niște finețuri. Mi-a rămas în amintire sufleul de mazăre, sufleul de fasole verde, un tort de bezele. Și acum, pentru mine, bezelele cu frișcă erau cel mai bun lucru. Făcea un tort de bezele, era ceva deosebit. De asemenea, o pască cu ciocolată, o pască cu brânză, erau lucruri deosebite. Succesul cărții Sandei Marin e datorat talentului acesteia de a explica, pe înțelesul tuturor, pașii unei rețete. Este și una dintre primele cărți care oferă cantități exacte. Este adevărat că multe rețete sunt inspirate din cele din Occident, dar și din volumele Doamnelor care au precedat-o. Perioada comunismului și epoca modernă. Încet, încet am ajuns și în comunism, decenii în care politica de stat a impus standardizarea rețetelor. Inventivitatea cofetarilor se putea vedea doar în cazuri speciale, la expoziții de dulciuri sau la concursuri naționale și internaționale. În rest, cofetăriile pregăteau deserturi după rețete bine stabilite, fără improvizații. Multe dintre preparatele interbelice trec printr-un proces de redenumire și unele rețete sunt schimbate, iar cantitățile folosite inițial sunt împuținate. Unul dintre cele mai bune exemple îl constituie cartea Sandei Marin. I-au redus numărul de rețete, iar cele considerate burgheze fie au fost ignorate, fie li s-a schimbat numele. Spre exemplu, tortul Napoleon a devenit tort marmorat, iar sosul olandez a fost redenumit sos de unt. Rețete precum salata de icre negre, galantina de curcan, chateaubrian, supa de cești, consome, sufleul surpriză, cozonacii moldovenești cu 100 de ouă pentru 5 kg de făină, considerate prea cosmopolite sau prea opulente, au fost pur și simplu înlăturate. Mai mult, dacă urmărim cu atenție diferențele, o să observăm că și cantitățile și calitatea ingredientelor au fost schimbate după normele de alimentație impuse de vechiul regim. Astfel, o rețetă inițială în care se scria ei o găină grasă a fost transformată de-a lungul timpului în ei o jumătate de pui și chiar ei o pungă de tacâmuri. Nu vreau să insist asupra acestor fapte pentru că episodul de astăzi e menit să vă bine dispună și să vă inspire în anii 90, cofetăria începe iar să se schimbe. Dar de-abia în jurul anilor 2000 apar pe piață ingredientele de calitate, show-urile culinare, cofetăriile artizanale și importăm tot felul de delicatese, ridicăm deserturile la rang de artă. Tot pe atunci, Dr. Oetker își deschide și fabrica din România, pe lângă Curtea de Argeș. Povestea Dr. Oetker Povestea Dr. Oetker începe în orașul german Bielefeld, pe la anul 1891, când tânărul chimist de 29 de ani August Oetker a cumpărat farmacia Așofșe. Printre preocupările lui August Oetker de la acea vreme se afla și crearea unui agent de coacere, care să ajute la procesul coacerii unor produse diverse. Odată formula stabilită, tânărul om de știință a început să-și distribuie produsul sub brandul Bakin. Pe un pliculeț standard de 10 grame din 1902 stă scris Dr. Oetker's Backpulver ist das beste geselthlich gesund unter dem Namen backen. Interesant este faptul că de atunci produsul de bază a rămas același, greutatea de făină recomandată la 10 grame de praf de copt fiind, ca și în ziua de azi, de jumătate de kilogram. Produsul fiind de calitate și având rezultate spectaculoase, succesul a fost garantat. Acest lucru a dus implicit la transformarea vechii farmacii în compania de succes Oetker Gruppe. În 1900, August Oetker a pus bazele primei lui fabrici de manufactură, iar până în 1906 vânduse deja 50 de milioane de pliculețe Bakin. Pe 21 septembrie 1903, August Oetker obținuse patentul pentru modalitatea de producere a prafului de copt. Din nefericire, pe 10 ianuarie 1918, fondatorul companiei Oetker Gruppe, August Oetker, a încetat din viață. La acea dată, afacerea era una solidă, bine fundamentată economic. Compania a fost preluată ulterior de nepotul lui August Oetker, Rudolf August Oetker. În prezent, Dr. Oetker e o companie multinațională care produce praf de copt, ingrediente pentru prăjituri, decoruri, mixuri diverse, deserturi, conservanți, musli, pizza congelată, deserturi proaspete, creme pentru torturi și prăjituri. Revoluționară a fost ideea de a tipări pe spatele pliculețului de praf de copt diverse rețete, obicei păstrat până în zilele noastre. Dacă vreți să aflați mai multe povești, dar și rețete vechi modernizate, vă invit pe dulceromânie.ro. Spre exemplu, puteți găsi aici peste 5 articole dedicate doar cozonacilor, o istorie românească a acestora, detalii despre babca, pinza, panetone, Baigli, Rosenkratz sau rețeta lui Păstorel cu 50 de ouă la kilogramul de făină. Poftă bună!